Salutare chat, bine găsit la un nou video în care ne uităm la încă un replay și de data asta cam lung pentru kill-uri, dar să zicem că fac mai multe și are 5000 de puncte și îl scuzăm pe domnul nostru Alex. Bun, ne uităm. Să plece critica constructivă, evident. Bun, ne-a băgat, secundele curge. Curg, știu, am zis intenționat curge, dar na. Unii o să creadă că n-am zis intenționat. Bun. 39 de kilometri. E curios, de ce nu arată așa de multe ori, dar na, fie. Ok. Tot cu T55-urile ca data trecută, cred că e același line-up. Tura asta, în schimb, nu, tot meci în care avem 7-7 sau cât e. Sau 8-0. Deci, un meci interesant. Cum zic eu de fiecare dată. Sper că știți că e realistic, că detalii, da? Lăsăm markerele pornite să comentăm mai ușor. Povestea mea. De fiecare dată. De adormit abonații. Bun. Sper că e de 22 de minute. Vă asigur că o să fie mulți timp morți. Așa că grăbim. Grăbim viteza. Îi dăm viteza. Bun. Bă, că vine aici la interval. Oh, AMX-ul așteaptă. L-a spotat eu, pus markerul. Vezi, e util că folosește markerul. Știți, eu de obicei, mai ales pe meciurile cu random, pun markerul și pe aia imediat deschid harta și dau click ca să marchez pentru toată echipa. Markerul îl vede în aliatul cu care e în echipă, gen squad, gen ăla cu verde. Vor încerca băieții mei aici ceva. Vor încerca să-ți dea bait, să tragă, doi, vrăjeli. Nu prea le-a ieșit. Hai. Eu tras, eu luat driverul. Și nu știu dacă mai luat ceva. Oricum, M41-ul ăla din spate, dacă îl vedeți, e ultimul ochior. Și omul ăla avea posibilitatea să te ajute lejer în situația asta și totuși au zis nu, eu stau acolo. Bă, că n-are doi oameni. Bun. Ah, respect, nu mai are Alex Stun. Și v-am zis, ăla cu canone în ăsta, cu M41-le, ultimul. Deci ăla cu light-ul de jos. Atât am de zis despre el. Ți-i marcat pe hartă. Deci a fost acolo. 2-3 minute, 2 minute cât a stat aici. Acolo. Un minut. Și ceva, mă rog, 2, în fine. Și un minut, bă, într-un minut. Pe bune. Ți-i spamat cu mitraliera. A fost lovit, deci clar a fost arătat pe hartă. Și tu stai acolo și faci, să nu zic eu ce face. Extraordinari unii playeri. Și acum ar fi fost în viață, Alex. Din păcate. Din fericire ar fi fost în viață dacă ar fi fost scenariul pe care l-am descris eu. Dar din păcate a murit și s-o respawna. Da, am zis bine. Da, am zis bine. Îmi era că n-am explicat bine. Ați prins, vă ide. Deci, player și player chat în jocul ăsta. Unii nu merită să treacă mai departe de rank 1. Oh, aleo, ce a pușcat ammo-ul. Acum și el ăsta avea stab, așa e? Avea stabilizator. O intrat în a să-l captureze. Să vedem ce poziție defensivă și ea. Nu se uită deloc în stânga și-ți dă inamici. Opa.
M47. L-o scos. L-o văzut. Da, mai e un M60 în fundul hărții. Lăsăm acum mitraliera. E Lorena? Nu, nu aveți Lorena? N-ai văzut Lorena? Uite Lorena. Eu mă opream după pietre să mă repa... Deci... N-am înțeles aici de ce o continuă să pușeze, că știa că e și ălalalt. Efectiv, eu mă opream după pietre să mă repar. N-am înțeles aici, iară, Big L. Și aici chiar e vina lui. Trebuie să presc pe pietrele alea și să facă def. Și să se repare acolo. Până veneau aliații, până îl pușau inamici. Pă, dar... Aveai doar tu n-o luat. Echipaj aveai, erai în punct. Te reparai relativ repede. De ce? Ai vrut să dai mai în spate, că doar fix de M60 știai. Că o tras în tine din ea, ori ți-o luat unul doar. Cine ți-o luat unul? Alea ți-o luat unul. Mamă, ce ești? M103! Și cu M103 și cu Lorena și cu... mi-e rău. N-ai ce să faci. Ai tras. Racheta aia. No, dar mă trebuie mie, eu îi luam din prima. Îi zburam. Ce frumos intra racheta fix în tun. Bro, îi luam mitraliera de sus din prima și după aia mă ocupam de o șenilă, de ambele șenile. Mă refer după ce o distrus tunul, evident. Ok, nu se uită în stânga deloc. Vedem ce are în stânga, jos. La centurionul. Cine a distrus? DF-105, nașpa. A ieșit ăsta pe el. Aparent l-a penetrat la munghi. Așteptăm să nu. Mi-a fost răînclinat. Dar... aparent, Gajin a zis, hai că te lăs tura asta să-l penetrezi. Da, după tun la M103 aș fi la mitraliera de sus și după aia mă ocupam de șenile. Sau eu luam o șenilă și după aia la mitraliera și după aia la altă șenilă. Da, da. Nu-s doar eu. Ideea să nu-mi ia racheta deasupra. Sau, na, încărcătorul de deasupra. Cum e la BMP. O, ce nervant din mesajul ăla cu vehicle lost. Am zis că nu-l mai schimb până nu e un timp mort. Și acum a apărut. Ok, în principal o sta pe B meciul ăsta, dar pe A, dar văd că acum vrea să se relocheze pe B. O prins la interval charu. E pușca rachetă. Hai că merge penetrat. Sub șenilă cred că mergea penetrat. Da, sub șenilă. Ați văzut? V-am zis. Nu mă credeți niciodată, dar... Mă ascultați și de ei bătrâni. Și desigur era alălalt lângă și nu mai avea ce să-i facă. Clasic. Toate 62! Mă, ce stai? Arc cultista. A, am crezut că scrie ceva culturista. A, nu, am citit eu prost. Nu mă băgați în seamă. Așa... Mă vinte aici la snipe, spre B. Să se uite. Până la urmă îl pușează. Îl pușeze și inamicii. L-au fost spătat pe harte în 47-le și se vede și mitraliera. Și credință, cred că îl știe cum. Și nu prea se uită fix spre el și mă neliniștește. X10P. Bounce classic. Clasic Găjin. Clasic moment de War Thunder. Aoleo.
Obiect 435. Asta e ăla cu muniția aia în spate pusă dubios, așa-i? Așa-i. Mă, da, să nu mai apară... Ia vezi ce nervos e ăsta. Uleu! Ce s-a văzut? Așa. Mă... Muri de 4 ore înseamnă că restul meciului o să stea cu ăsta. Obiectul. Și o să facă 6 kill-uri. Și încă 2 puncte. Așa că... Ce să zic? Nervos. Îi nervos. Bun. Nu prea mi se pare interesant, dar nu. Aia nu înseamnă că nu poate să dea randament. Randament. Merge pe A cu el. Jos în vale, mamă, unde s-a spus cearul. Acolo în dreapta, bră. Dacă n-ai căști, probabil nu-l auzi și nu știi că e acolo. Alo, cred că l-a auzit. L-a auzit. Dacă nu l-a văzut de auzit, sigur l-a auzit. Problema e că o să aibă inamic în stânga. Hai, ghepard. O să-și o ia, o să muște ghepardul prima. A, acum. 2, 3, 4, 5. Frumos. Nu l-a scos. Și în principiu pare punctul gol. A, se vede Vickers-ul. L-a văzut. Wow, bine că l-a văzut. Nu mă așteptam. Da, l-a văzut, îl știe. I-a prins colțul la turelă, ia vezi, frumoasă lovitură. Păca că nu era un APH. Să puște. Frumos în interior. La băiat. Mă, nu te cred că se vede M103-ul ăla de aici. Se vede un cadavru de M103, care înainte M103-ul, adică... Genial. Dar n-aveai cum să-l vezi. Acum, o idee s-a văzut un pixel, dar foarte... Și acum iară s-a văzut. Dacă ați fost atenți. Ați fost? Ați fost, cum să nu vizi, dacă sunteți. Bun. Al nostru Alex vrea să ia B1, că până la urmă e necesar că altfel pierd. Și uitați-l că ajuns în B. Opa! După M47 urmează un Acra. Asta mai știu cât avea, 140, 142 calibru, ceva de genul. Foarte dubios tu. Uleo, stai cu purul la ei. Fără niciun pic de... Eu nu știu dacă m-aș fi stins. De fapt, și așa, cred că eu luat fix gunner-ul. Eu luat gunner-ul, eu luat gunner-ul. M109 ăla... Nu știu ce ziua de ieri o așteaptă. Aaa, el nu mai are tun, mă. Gata, l-a scos. Nu mai avea tun. Și nici oameni. De-aia... Asta explică multe. M103-ul. Țără la îmbinarea proastă. S-o tras. Acum i-a dat temă. Foarte bine. Și ești un M50 on toss pe care îl scoate acum. Foarte bine. Și capturează punctul. L-a capturat și acum presupun că o să meargă să pușeze, să-l repare pe ăsta. După care cred că pușează spawn-ul inamic. Uleu, nu-mi zic că pierde țau. Aha, a murit, l-a murit aliatul din A. Și mă pușează punctul. Dar, aparent, nu, nici dacă mergea direct pe punct, nu-l captura. Și AMX-ul ăsta a murit aici, care era 50-ul. Turbaise. Și
asta a fost meciul. O țară lung, o țară multe morți. La început M41-le alea ți-a stricat treaba, sincer. La piatra aia te-ai stoprit și te repare acolo. Acolo a fost greșeala ta principală, în rest ce-am mai avut de obiectat. Am zis, na, ce să zic, un replay bun, dar mereu se poate și mai bine. Dar bun chat. Asta a fost altul noi. Până data viitoare, dați și voi acolo ceva. Și ne vedem, ne auzim, ciao!